până dimineața, pentru că acum e dimineață la unii. Haideți să discutăm un pic și despre sâmburile de adevăr din viață sau experiențele din viață. Ceva de genul chintesența gândirii umane, socio-umane, femeiești, într-o zi ți se desface contractul de muncă, pentru că știi, ai fost cel mai bun angajat, dar trebuia să înveți ceva mai mult. Sau nu trebuia să înveți o experiență nouă în viață, să pierzi. Pentru că, domne, dacă ajungeai mai sus, în chintesența umană a mișcării browniane, newtoniene, a gândirii umane, era mai important să n-ajungi într-o poziție de conducere, pentru că mi-ai fi dat afară. Nu v-am dat afară eu, m-ați dat voi. Și a apărut coronavirusul. Noul coronavirus care pe unii dintre voi v-a dat afară. Pentru că firma s-a restructurat. Bun. După care încep cu alte sau alții sâmburei de adevăr. În chintesența gândirii umane de pionier român, actual patriot român, era mai important să încerce să îl căsătorească pe fostul angajat concediat cu o persoană. Anume. Cosma, să spun. Păi da, ce mă gândesc să fiu un așa ta, știi? Adică în chintesența gândirii umane, browniene, newtoniene, pionierești, românești, patriotice. Adică, na, dacă nici așa nu merge, pentru că între timp îl băgasem un call center, să văd dacă mă înșeală cu cineva sau nu, acolo-s fete căcălău, dacă mă înșel, îți răspunde, te sparg, mai ceva cum, sparge micamărul asfaltul și te turtesc la fel cum concasorul te turtește, ia hai să încerc altceva, știi? În mișcarea newtoniană, browniană, a chintesenței gândirii umane, socio-pionierești, românești. Când a văzut că nu merge așa, hai să încerc și altceva. Să încerc să căsătoresc cu Cosma. Și a pus botul. Cine? Poate ea. Ea poate. El? Nici atât. Între timp, ce să fac? Dacă el a plecat la muncă și eu am făcut ce am vrut, întâi am vrut să fiu despărțită de al meu actual soț, tot din nou, din gândirea chintesenței umane, socio-pionierești, românești, trebuia să renunț la actualul bărbat. Așa că am găsit pe cineva care să ia pistolul, să urle ca măgarul așa și, na, normal, ia vină tu încoace, că parcă la voce semeni cu angajatul care l-am concediat din diverse motive gândărești, românești, pionierești, românești și chintesențe
brauniene, newtoniene și mai știu eu ce. Eu sunt cea mai bună fraiere, tu ești cel mai prost bădărane. Știi? Așa că apare și o aventură de noapte, pe care măgarul, după ce a apărut aventura, începe să mai și urle și să țipe pe balcon cu geamul deschis la 12 noaptea, la 13 noaptea, sau mai știu eu ce. Bun, termină cu astea. Bineînțeles că măgarul, mamă, ce casă are, mamă, ce familie are, mamă, ce mașină are, parcă ar merge și o culcare, mamă, ce... Hai să-i stric familia și să creez o nouă familie, că doar îmi merge mie, mie, nu? Altă gândire, sau chitesența gândirii brown-newtoniene a măgarului, a prostului, a fudulului, a porcului. Normal, ora când vine de afară, de acasă, vă rog să ne spuneți unde este pistolul, pentru că un băiețaș a urlat de sus, de pe la 12-13 noaptea, că vi s-a luat pistolul. Mai terminăm un pic și fraza aceasta. Au făcut și un test drive o dată de două ori, probabil, că doar e chintesența poveștii browniene, românești pionierești, femeiești, la care s-a adăugat și cel bărbătesc. Între timp, nereușind, dar poate reușești așa să combin cu cineva, să fac așa. N-a reușit. Sau poate așa, sau așa. N-a reușit. Sau cealaltă variantă, haide să-i fac, să fiu eu nașa și el ginere. Extraordinar. Iar chintesența gândirii brown-newtoniene, pionierești românești, femeiești. Dacă nu merge așa, poate așa. Dacă nu așa, poate așa. Dacă nu, tot așa. Pe care spune, păi nu, dar eu vreau să-ți fiu un așa de căsătorie. E extraordinar. Te-am rugat eu așa ceva? Ți-am cerut eu așa ceva? Deci, unu, mă dai afară de la servici, pentru că, domne, dacă ajunge în funcție de conducere, mă zboară ca pe o perlă stricată. Mă bagi în call center ca să vedem dacă mă înșeală sau nu. Și spune prin apel, dacă mă înșel, te sparg. Mai ceva cu sparge bicamerul, asfaltul și te fac drept, așa cum te face concoasorul. Bun. Dacă n-a mers așa, pentru că între timp a apărut măria sa, ura, de la scara cealaltă, care se simte jignit că e porc, măgar, și toate cele, că a țipat, că i-a luat pistolul a ei, bărbat, că domne, dar ar domnul să renunțe la bărbat, că mă duc eu ca bărbat, că doar are casă, mașină, familie și toate cele și eu mă mândresc cu așa păpușă și mie îmi va fi bine, că încerca să mă combine cu Cosmo. Dacă nici așa nu merge, haide să încercăm cu păpușa de pe copertă a băieților sau adulților,
de pe revista de adulți, dacă nici așa, hai să vă fiu un așa, dar ți-am cerut eu așa ceva? Ți-am cerut eu așa ceva? După care spune, datorită faptului că vreau să fiu nașă și că am 10-50 de fiinci și toate cele, eu ca nașă le-am cerut să nu se vadă până când se căsătorește. Eu, din ce am auzit eu pe stradă, voi cam potriviți, e serios. Voi care? Și nu trebuie să vă vedeți. Da? Bun. Până la nuntă. E o variantă românească. Până la nuntă, până la nuntă. Nu te vezi? Dar s-ar putea să te și lipești cu altcineva până la nuntă. Și asta a fost. Asta e. Asta e realitatea. Asta e gândirea chintesenței browniene, nu pioniene, pionierești, românești, femeiești. Mai stai un pic și mai stai un pic și ajungi la concluzia că ori prima variantă în tipul căsătoriei sau la nuntă este foarte bine, că e ok, că eu... Uite-te și tu la ei cum se iubesc între ei și nu știu ce, băiat și fată sau toate cele. Și ajungi la concluzia aceea, că nu sunt compatibili în pat. Că rămân încă legați ca la câini. Este cineva să ne ajute? Că am rămas încă legați ca la câini și chem salvarea. Din ce în ce mai bine. Sunt burle de adevăr, v-am spus, întotdeauna chintesența browniene, newtoniene a pionierului român de tip feminin sau masculin, le întrece pe toate, sau o întrece pe toate. Și după care mergi pe stradă și spui, ia uite băi frate. Nu? No? Bun, și în schimb mai apare o altă chintesență browniene, newtoniene, femeiască românească. Când apar rubedenile sau rudele băiețașului, i-am luat pistolul, i-am luat nu știu ce și nu știu cum. Tu poți, acum că el e certat cu nu știu ce, cu nu știu cum, da, poți. Vei avea casă, mașină, familie, bani, wow! Ura! 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 Nu vrei și un drum până la Moscova? Interesant. Și pentru că lor ăștia nu era mai important să se ducă acolo. Ați făcut cea mai bună alegere pentru dumneavoastră, doamnă, vă spun eu, vă explic. N-avea nu știu ce, nu știu cum. Începe propunerea lui acum. Pentru casă, familie, bani și toate cele. Iată, sâmburile de adevăr în viață.
după care începe să-l caute pe celălalt. Cum să nu fii tu cel ales? Fă nu... Puneți bani pe car, puneți deoparte, că faci nuntă cu cine trebuie. Cine trebuie, cine ce? Cu cine, de ce?